Salut! În continuare voi prezenta câteva teste cu remorca cu tracțiune ProGarden Alpine Reme 550, însă de această dată acționată de motocultivatorul cu motor pe benzină, ProGarden Campo 1873 Alpine. Dacă vrei să vezi cum merge modelul diesel cu aceleași remorci și în aceeași locație, accesează linkul afișat acum în colțul ecranului sau ecranul de final al acestui video. Performanțele celor două utilaje sunt similare, cu diferențe minore datorate caracteristicilor diferite ale celor două tipuri de motoare. Pe benzină, de 18 cai putere pentru acest model, respectiv diesel, de 12 cai putere pentru Campo 1273 Alpine. În ambele cazuri, pornirea este electrică, însă este dublată de un demarol cu sfoară. Performanța superioară a acestor utilaje este vizibilă la plecarea de pe loc, în comparație cu variantele cu tracțiune doar pe roțile din față, atunci când utilajul pornește lin, fără ca roțile să patineze, cu motorul puțin accelerat, atât pe drum drept, cât și în rampă. Manevrabilitatea este bună, mai ales pentru un utilaj cu această greutate. Aveți de asemenea în vedere că tracțiunea 4x4 a fost proiectată pentru deplasarea pe drumuri agricole, cu aderență redusă, nu pe asfalt sau pe drumuri betonate. Pentru deplasarea pe suprafețe aderente, vă recomand decuplarea tracțiunii pe una din axe. Tracțiunea pe remorcă se decuplează prin demontarea primului cardan, cel scurt, iar cea de pe motocultivator prin folosirea unor manicoți care se pot roti liber, temporar sau permanent. Deplasarea cu tracțiune 4x4 pe asfalt este posibil, dar crește uzura anvelopelor și consumul de combustibil. Raza de întoarcere este destul de mare, cuplajul remorcii având unghiul de virare limitat. La început experimentați conducerea utilajului în spații largi, până când vă obișnuiți cu comenzile acestuia. În imaginile următoare se poate observa cât de ușor pornește de pe loc, în rampă, cu o greutate totală de aproximativ 1300 de kg. Observați că în ciuda greutății, pornirea este lentă, cu motorul puțin accelerat, fără caroțile să patineze. Utilajul urcă bine pe o pantă cu înclinare mare, pe un drum din pământ bătătorit. Comportamentul la coborâre este bun, întrucât atât frâna de serviciu, cât și frâna de motor acționează asupra celor patru roți, ale utilajului și ale primei remorci. Viteza de deplasare este de asemenea rezonabilă, chiar și cu motorul puțin accelerat. Cu o singură remorcă ne-am aventurat și pe o rampă mai agresivă, unde, la fel ca și varianta diesel, s-a descurcat foarte bine atât la urcare cât și la coborâre. Am testat utilajul în condiții care depășesc condițiile normale de utilizare, pentru a sublinia capacitatea mare de tractare a acestuia. Însă nu vă încurajez să exagerați, dimpotrivă, vă recomand cu tărie să conduceți cu responsabilitate. Manevrabilitatea la mersul cu spatele este de asemenea bună, însă pot să apară zmucirea de ghidonului, cauzate de inversarea sensului de rotație și uneori de manicoții care permit rotirea parțială în gol. Țineți ferm de ghidon, mai ales la pornirea de pe loc.
În clipurile din ecranul de final poți să vezi cum se montează remorca și motocultivatorul.